Am gând, avem un eveniment extraordinar și acesta va trebui să fie pregătit. Toți va trebui să fim prezenți dascălii la acest eveniment cu televiziunile din București, din zonă și așa. Va fi prezent și avocatul Mateuț. El preda logică atunci, în anii 90, și penal era asistent, dar a fost titulat pe logică, la considerul. Mateuț sunt între cei mai reputați avocați din România, e profesor de penal la Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, de la Universitatea Babeș-Bolyai. Alți profesori puteau să vină, mă rog, nu știu, poate nu i-ați înfilat, poate n-au putut să vină, ar fi fost frumos să fie prezenți. În anii trecuți venea domnul rector și eu, ca prorector, veneam o suită întreagă de la, veneau autorități, prefectul, președintele Consiliului, un preot, dar poate că e mai bine așa, nu. Totdeauna e eficient să dai o amvergură peste măsură unui astfel de eveniment. S-ar putea să nu reușească. De aceea, intimitatea, din punctul meu de vedere, este de preferat. Acum, dacă n-a putut să vină domnul președinte, rector fondator al Universității, doresc în numele dânsului, cel care a fondat această filială, a conduce Universității, a Consiliului de Administrație, să vă adresez calde felicitări pentru ceea ce ați făcut, pentru faptul de a fi ajuns în acest moment, având calitatea de absolvent al Facultății de Științe Juridice din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, și să vă urez din partea lor, deci vor oficial, succes în prestigioasa carieră de juriști, la mulți ani și la bună vedere peste 10 ani. Așa cum fac mâine la Arad cei care au promovat Facultatea de Științe Juridice acum 20 de ani. Este și acesta un eveniment care face parte din frumusețea vieții. Bun, să te întâlnești după 10 ani, după 20 de ani, de pe amintiri, experiențe, raportări, o comunicare cu totul și cu totul specială, o comunicare de suflet, și oamenii se întorc acasă cu sufletul îmbogățit, poate și cu o idee privind schimbarea deciziilor din punctul de vedere al parcursului profesional. Vă spuneam că aș dori să vă vorbesc în calitate de profesor, în mod special. Sigur, am o imagine privindu-vă cum v-ați prezentat, cum ați apărut acum 2 ani, de atunci vă cunosc. Evaluarea mea era, domnule, mulți, sunt mulți, dar sunt și capabil, între noastră, văzându-vă, și foarte capabil, și ați lăsat impresia că sunteți solidari. Nu numai în relațiile astea de examen, că de cum se procedează, uite un pic de ajutor, cu nu știu ce, dar și așa ca oameni, deci din punct de vedere al dezvoltării umane. Este un lucru extraordinar de important. Iar dacă vă văd acum, evident că se vede cu ochiul liber un progres. După expresia facială, după mimică, gestică, după această comunicare non-verbală, după felul cum sunteți îmbrăcați, categoric că parcursul academic v-a cizelat, v-a șlefuit, de părere cultural, profesional și mai cu seamă din punctul de vedere al deprinderilor de civilizație. Bravo! Se vede prin ținută, prin gestică, prin comportament, faptul că
aveți o pregătire de nivel superior. Acum, eu, tot ca profesor, aș dori să fac o remarcă. Ați avut profesor de toate felurile, profesor bun, doi sunt prezenți, pentru că a venit și domnul prorector de an, Capril, profesor de marcă, maestru, profesor, fost rector al Academiei de Poliție din București și alții. Probabil că ați avut și momente de neîmpliniri, mai din partea serviciului, se mai întâmplă. Unele poate nu-ți firești, poate din partea unor profesori. Și dacă s-au întâmplat astfel de gesturi, aș dori să cer scuze. Trecem peste acest aspect și doresc să adresez mulțumiri părinților care v-au susținut, dumneavoastră care v-ați auto-întreținut, știm bine că mulți lucrați și de aceea tratamentul nostru al dascălilor a luat în considerare aceste eforturi. Trebuie să apreciem oamenii care lucrează, că fără muncă rodnică murim, ca român, ca stat, deci trebuie să facem aprecieri. Am ținut seama de acest aspect. Și mulțumesc în primul rând pentru faptul că Universitatea, filiala din Baia Mare, a progresat enorm de mult, în special în ultimii 10 ani, datorită eforturilor financiare, taxelor și așa mai departe, pe care le-a plătit familia, noastră familie din care proveniți. Așa încât Baia Mare, iată, are un centru academic puternic, evaluat cu calificative ultra, super, onorabile de către cei care au vizitat filiala, evoluția acestui centru universitar și totul se datorează vouă, se datorează dascărilor, conducerii universității, statul nu ne-a ajutat cu nici un ban. Este împotriva firescului acest lucru. Pentru că în Ungaria, în Germania, unde mai există învățământ privat, statul măcar dă niște burse celor, că și dumneavoastră care lucrați sau părinții noastre plătesc impozite. Și atunci nu este admisibil din punctul de vedere al dreptății să faci discriminări între studenții de la privat și studenții de la stat, din sectorul public. De asemenea, universitatea noastră și facultatea de drept a avut un parcurs fulminant în sens ascendent. Câteva exemple. Avem 72 de relații interuniversitare, internaționale, universități de pe toate continentele. Suntem în 7 structuri instituționale, europene și internaționale. În Asociația Universităților Europene, în conferința rectorilor danubieni, în Uniunea Universităților în spațiul transcarpatic, în Magna Carta Universitatum, între puține universități din România, este cea noastră, 6. Au semnat acest document extrem de important, pe baza căruia a fost reformat învățământul superior din întreaga Europa, din Uniunea Europeană, în primul rând. După aceea, realizăm proiecte de cercetare cu Academia, cu instituții de cercetare naționale. Accesăm proiecte europene aproape fiecare lună, 1, 2, 3, în special pe axa prioritară OSDRU, încât completăm veniturile cu resurse financiare provenite din astfel de
domeniu. Eu n-aș dori să mai lungesc mult vorba. În final, vă doresc succes la licență, succes în viață, într-o carieră de jurist. Iar mă o paranteză. Foarte mulți absolvenți de aici, pe care îți cunosc personal, am mai întâlnit, au accesat posturi extrem de importante. Unii sunt în politică, mă rog, puteau și fără drept să ajungă în Parlament, în Consilii, de toate felurile. Alții sunt primari, hai să începem cu zona aceasta. La vreo trei ne-am condus lucrările de licență.